Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Naționala României a jucat groaznic cu Israel, însă a reușit să facă un punct în meciul de sâmbătă seară, un punct care ne ține în cursa de calificare pentru Euro 2024, însă jocul nu prea ne dă mari speranțe. Să nu uităm că avem un meci în Israel pe final de grupă, Israel care a arătat foarte bine în partida de la București. O să jucăm mâine seară cu Kosovo, dar la cum am arătat sau cum a arătat național la meciul de sâmbătă seară, meciul cu Kosovo se anunță foarte complicat. Mă rog, șansele României sunt cumva atârn așa de un fir de ață, chiar dacă poate dramatizăm acum, dar jocul nu dă mari speranțe. Sau ce am văzut sâmbătă seară nu dă mari speranțe pentru suporterii echipei naționale. O să discutăm un pic despre echipa națională, însă în dimineața asta stăm un pic la povești, pentru că e pauză de națională și în pauza de națională ne-am propus să discutăm cu antrenori din Liga 1, care au un program poate un pic mai relaxat în săptămâna asta, în săptămânile astea legate de echipa națională. Discutăm astăzi cu un antrenor care e pe locul 5, pe loc de play-off, cu o echipă care nu trebuia sau nu se anunță una dintre echipele candidate la play-off. Poate că ei în sânul lor își doresc lucrul ăsta, însă calculele caselor de pariuri, calculele experților arătau că play-off-ul se va ține cu alte echipe sau echipa pe care o antrenează invitatul din această dimineață nu va fi în play-off la finalul sezonului regulat. Poate că va fi, poate că nu va fi, dar în momentul ăsta este pe locul 5 în play-off cu o singură înfrângere din 8 meciuri. Petrolul Ploiești este echipa. Florin Pârvu, fostul internațional român, fost jucător la Petrolul, fost jucător la Dinamo, campion cu Dinamo în 2002, jucător în China, antrenor în China, este invitatul nostru în această dimineață. Îi mulțumesc mult că a acceptat invitația și că și-a rupt din timp și a venit până la București ca să vorbim. Bună dimineața, Florin, mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Sunt bine. Programul săptămâna asta am jumate? Avut o săptămână încărcată cu antrenamente, finalizată cu un meci amical disputat ieri. Așa. Contra Chindiei Târgoviște. Ați bătut? Am câștigat cu 2-0. Astăzi avem o zi liberă și de mâine ne apucăm de antrenamente și pentru a pregăti jocul de la Cluj contra CFR-ului. O să te întreb un pic și după aia intrăm și vorbim despre Petrolul. Vreau să te întreb un pic de națională, pentru că ești un om care a fost la națională. Da. O să te întreb un pic și de experiența de la echipa națională, dar vreau să te întreb cum ți s-a părut jocul. Da, o să te rog, încearcă să fii cât mai puțin diplomat posibil. Adică știu că e coleg de breaslă, colegii de breaslă nu se critică foarte tare, dar ce e cu jocul ăsta pe care l-am văzut sâmbătă seara? Ce ai înțeles tu din meciul? În primul rând vreau să încep prin a spune că sunt un susținător al echipei naționale. Toți cred că suntem. Da, și vorbeam înainte de emisiune, pentru că imaginea noastră a jucătorilor, în primul rând a antrenorilor, în străinătate este dată de, eu știu, de ce se întâmplă la echipa națională, de eu știu, calificările care sunt, și spun că trebuie să fim cu toții alături de echipa națională, trebuie să susținem echipa națională și din punctul ăsta de vedere, eu spun că sunt un... Păi noi trebuie să o susținem, eu știu, prin a încuraja echipa națională, prin a pregăti foarte bine echipele la care noi suntem antrenori pentru a da către echipa națională jucători. Okay. Asta cred eu că trebuie să facem. Nu este un moment prea eu știu, bun pentru noi acum. Dar trebuie să avem încredere în echipa națională, trebuie să avem încredere în Edi, pentru că din punctul meu de vedere el face o treabă foarte bună. Nu este face ușor. O treabă foarte bună? Asta eu cred. Eu cred că face o treabă bună. De ce Edi? Crezi că pentru... face o treabă bună? Și eu am crezut până la un punct că face o treabă foarte bună. Dar încă nu este ușor. Încep să am dubii un pic, să știi. Da. Nu este ușor să gestionezi, eu știu, situațiile din acest moment din fotbal românesc. El, și mă bucur că și discursul lui pe care l-am ascultat înainte de joc este legat de grup, tot timpul okay. A fost pe... Dom'le, cel mai bun ăsta. Grup, i-am auzit și pe jucători, cel mai bun grup din ultimii nu știu câți ani, dar nu din s-a văzut, păcate... păreau certați pe teren cu unul cu altul, adică pasele. Da. Sincer, uite, nu te pun să critici, dar vreau să te întreb, ca jucător, fost jucător, ca antrenor, când... intensitatea paselor este supradozată sau subdozată, cum s-a întâmplat aproape pe toată durata meciului de sâmbătă, în timp ce cealaltă echipă părea
Da. O echipă cultivată, lucrată. Ce spune asta? Eu, referitor la jocul nostru, o primă repriză, știu, destul de echilibrată. Am reușit să și marcăm. Okay. Da. Repriza a doua s-a întâmplat ceva, nu a mai fost acea coeziune. Cum spui și tu, intensitatea paselor, calitatea. Să știi că și prima repriză, calitatea paselor a fost proastă. Proastă, aspre, da. Pase tari, greu din de preluat. Păcate, nu poate știu ce s-a întâmplat. Poate din cauza că erau prea mari distanțele între posibil. Jucători. Totuși, nu vreau să spun că, deci, ajungând la echipa națională ca jucător, nu trebuie să fii, eu știu, copleșit de, eu știu, de atmosferă, de miză. Trebuie să crezi fii... că a fost și asta? Probabil. Nu știu, s-a întâmplat ceva în repriza a doua. Cred că Edi analizează, a făcut o analiză și, cu siguranță, la meciul de mâine, echipa va arăta diferit. În schimb, aș vrea să felicit suporterii echipei naționale. Au fost așa. Și pe aia care au huiduit pe final? Eu știu, așa se întâmplă la noi. Nu vreau să comentez mai mult. Da. Suporterii au dreptul să, eu știu, să spună ce vor, că își plătesc biletul, okay. Vin și să susțină. Dar au fost în număr foarte mare. Și asta înseamnă că echipa națională este iubită. Ne trebuie rezultate, chiar dacă jocul nu este așa de bun, ne trebuie rezultate. Și sunt sigur că cei din federație cu orice și preț. Orice preț. Ne trebuie rezultate, ne trebuie o calificare. Okay. Ne trebuie calificare, vă spun sincer. Din punctul meu de vedere, pentru binele fotbalului românesc și pentru imaginea noastră, o calificare și sunt sigur că se fac toate eforturile pentru a obține această calificare. Calitatea jucătorului român cum e? Avem calitate. Avem calitate. Nu pot spune că nu avem calitate. Trebuie să muncim mai mult, asta e clar. Aha. În toate punctele de vedere. Okay. Și cred că noi suferim din punct de vedere mental. Și din punct de vedere mental trebuie Bergo să fim dispune mult. Că și din punct de vedere tactic. Mult posibil, mult. Da, da. Dar din punct de vedere mental suntem să nu cedăm așa ușor. Nu cedăm așa ușor, indiferent de situații. La mine, la echipă, la fel, spun jucătorilor și mai ales jucătorilor tineri, trebuie să muncească mai mult, să fie mental puternici, chiar dacă nu sunt în acest moment, eu știu, în primul 11, în primii 20, jucătorii care sunt în afara lotului, trebuie să muncească mai mult să mă facă pe mine ca antrenor să iau niște decizii. Și știu lucrul acesta. Și din punct de vedere mental, eu trebuie să stăm mult mai bine. Vreau să întreb ceva. Nu știu dacă ai exemplele astea, mi-a venit acum în cap ideea asta. Dacă poți să identifici două exemple pe care să le dai. Un exemplu cu niște tineri chinezi pe care i-ai antrenat, pentru că ai lucrat da, cu tineri chinezi. Și un exemplu fără nume cu tineri jucători români, o diferență pe care ai sesizat-o. E ceva ce poți povesti în dimineața asta un pic, care poate arăta... Eu când am ajuns în China asta, pot să spun, am avut așa și semne de întrebare, băi, cum, ce se întâmplă? Eu, jucând acolo, da. Știam. Dar tu ai jucat antrenor, în 90 și ceva. Am jucat în 97 și pot spune că suntem primii români care au mers într-un campionat în China. Trei jucători din România, am deschis calea asta spre fotbalul din Asia și spre China. Ca jucător, înțelegeam, a fost o perioadă, a doua perioadă în 2004, schimbată total ce înseamnă 97 și 2004, schimbat ce înseamnă, eu știu, infrastructură și mentalitate la ei. Okay. Revenind în 2015 ca antrenor, de asta o perioadă destul de lungă și mi-a fost așa, mi-a pus și semne de întrebare, dar ce pot spune referitor la jucători? Au fost foarte, foarte atenți și toate informațiile pe care eu le-am dat le-au așa ca un burete le-au da, incredibil, foarte repede, foarte dar repede. Muncă, apropo și de cultura asta muncii? Da, au cultura muncii și a respectului. Deci nu comentează absolut deloc. Există o disciplină dusă, dar asta vine și din mentalitatea lor, mentalitatea poporului. Okay. De acolo vine din asta. Nu am avut probleme de disciplină. Niciuna. Și în România? În România suntem mai boemi așa, suntem, domne, se poate și așa, știi chestia asta, asta mă deranjează pe mine. Nu, trebuie să muncim mult mai mult, să fim mult mai atenți, să fim mai preocupați, să fim asta. Și cum reușești să transmiți mesajul? Prin mesaj. Pentru că sunt mulți antrenori care vin și spun, da, domnule, e o problemă. Cu tinerii jucători români, în momentul ăsta e o problemă, pentru că nu vor să muncească, n-au ambiție... Nu știu, nu sunt dispus să se sacrifice pentru meseria lor. M-ai întrebat să-ți dau un exemplu. Da? Eu la începutul acestui sezon, vorba de underi, vorbim de tineri. Okay. Pentru mine, noi la Petrolul
am fost ok din punctul de vedere cu Valițicu, pentru că el chiar nu mai era, era under, dar de fapt juca ca under, senior. Da, over, foarte ok, am fost foarte bine din punctul de vedere. Da. El ieșind din, de sub, sub titulată de under, a trebuit să căutăm. Mario Bratu fiind prima opțiune, ghinion, Mario Bratu s-a accidentat. Ok. Și a trebuit să căutăm. Am reușit să, să ne orientăm destul de repede. Musi este unul dintre jucătorii under pe care noi i-am adus și o serie de jucători și chiar din Academie, la un exemplu, Mihnea Rădulescu, l-am luat cu noi în cantonament în Slovenia, undeva a cincea variantă. Așa. Noi ne gândeam face pregătirea cu noi. Și eu știu, la începutul sezonului va fi împrumutat, fiind și 2005. Da. 2005. Adică... 2005-2002 se joacă acum. Okay. Sunt încă mulți ani, de, de under. De under ca să joace el. Și ideea este ca să îl împrumutăm la o echipă pentru a avea jocuri în picioare. E, uite, un exemplu pe care pot să ți-l dau este atitudinea lui din ce s-a, ce s-a întâmplat în cantonament. Antrenamentele, pregătirea, meciurile amicale, datele pe care el le-a avut acolo au fost la un nivel pe care m-a făcut pe mine să iau decizia că el să nu plece de la, de la, de la noi și, și să-i dau șansă din al cincea, eu știu, variantă, a devenit a doua variantă. Okay. Am debutat, eu, eu l-am debutat în prima ligă sezonul trecut, a jucat acum și, drept dovadă, este selecționat la echipa națională Under 19, a fost la un meci de pregătire în Ungaria cu ei și acum este în Israel cu echipa națională Under 19. S-a schimbat vreun pic după ce a jucat, după ce a început să joace? S-a schimbat ceva la el, în mintea lui? De obicei, fotbalistul român are un moment, după ce debutează, cade un pic, pentru că el crede că a ajuns deja undeva. E și asta, chiar știu ce vrei să zici și e corectă, corectă poziția ta, dar el, noi am avut grijă să fim alături de el. Așa. Și avem noroc că și în vestiar am jucători care, care îl trag așa puțin de, de, de tricou. Bă, fii cumva, atent. Dacă nu-l atrage, ar migra. Mă gândesc că ar putea să fie, dar și noi, ca staff, am reușit să-l, să-l echilibrăm și este un tip foarte muncitor. E un exemplu, dar mai sunt jucători la mine în, în echipă care și ei sunt, sunt în regulă, deci nu, nu am probleme pe chestia. Deci diferența cam aici este. Hai să întreb ceva, că te-am întrebat și înainte de emisiune, dar întrebăm să vadă și să audă răspunsul tău și oamenii. Mă uitam în dimineața asta, în timp ce te așteptam să vii, rezultatele tale, rezultatele echipei în începutul ăsta de sezon cu Budescu și după plecarea lui Budescu. Exact. Și pare că după plecarea lui Budescu echipa a început să producă mai multe rezultate. Mai multe rezultate, da. Eu spun că este, este o coincidență. Da? Deci n-aș vrea să intru în detalii din astea, pentru că s-a vorbit foarte mult pe tema asta, relația Budescu-Petrolul, relația Budescu-Pârvu sau ceva. Da. Din punctul senzația a fost că tu l-ai dat afară. Asta nu a fost există din exterior, așa ceva. Nu există. L-ai dat noi afară. Suntem într-o relație și acum am rămas o relație foarte ok. Nu aș vrea eu să intru. Puteți verifica, puteți se poate verifica lucrul ăsta. Este o coincidență faptul că el, cât a fost la noi, noi am avut două rezultate de egalitate și o înfrângere. După... Înfrângerea acolo a fost o problemă. Acolo a fost un declic așa. Că da. S-a supărat. Iar eu cred că este un win-win faptul că el a dorit să plece de la, de la noi, de la Petrolul. Dorința a fost a lui, având în contract o clauză care îi permitea acest lucru să plece în orice perioadă de transferuri, putea să plece fără a clubul să, să se opună. A fost dorința lui, noi am înțeles-o, am discutat-o, ne-am strâns mâna, am plecat în relație foarte bună, atât cu mine, cu stafful, cât și cu conducerea clubului. Suntem ok, el o face bine la Faru, joacă bine, a avut rezultate, noi la fel. După ce s-a întâmplat lucrul acesta, am avut o serie de meciuri fără înfrângere și suntem, suntem pe un drum bun, spun eu. Deci lucrurile sunt, sunt în regulă. Deci nu tu ești drăguț în momentul ăsta și sunt convins că e adevărat că ai o relație bună cu el, dar hai să te întreb altfel. Tipul fotbalistului Budescu, care are niște kilograme în plus, asta nu poate nega nimeni. Adică el, te uiți la televizor și vezi asta, cu tot respectul pentru el și pentru munca pe care sunt convins că o depune. Poate nu e cea mai bună muncă pe care o face, dar depune totuși o muncă. Un astfel de jucător, pe lângă contribuția lui ofensivă, că poate da un exterior la un moment dat, poate da un gol, în momentul în care echipa are nevoie să se apere, e un gol pe care trebuie să-l acoperi? Da, atunci tu trebuie să știi foarte clar ce ceri de la acest jucător. Okay. Deci asta e, este, spus, nu neapărat secretul.
lucru care trebuie să-l gestionezi adică foarte bine. Adică cineva trebuie să alerge mai mult. Da, trebuie să închizi mai bine culoarele, trebuie să faci faza okay. defensivă sau o altă formă. Dar în rest, lucrurile, din punctul meu de vedere, atât timp cât noi, eu am lucrat cu el la Petrol, a fost o perioadă bună, am discutat cu el și lucrurile au fost în regulă, a existat un respect reciproc pe toată perioada asta, chiar nu deși au fost momente... Deși el să știi că nu a arătat respect când se supăra, da, nu e o formă de respect față de antrenor, când tu te superi. Da, asta public, a fost la ultimul joc. Poți să te superi, da. Poți să, să vii să bată la ușa, băi, antrenorule, okay, vreau okay. să vorbesc cu tine. Nu, e ok ce spui tu și asta le-am cerut, ușa mea fiind deschisă tot timpul, putem să discutăm uh-huh. și orice nemulțumire sau orice problemă, oare orice jucător poate veni și să putem rezolva, eu le-am spus foarte clar. Lucrurile se rezolve acolo. A fost o ieșire, da. Clar că nu ne-a convenit. Mie, în primul rând, nu mi-a convenit. Nu mi-a convenit. Am discutat și cu conducerea clubului și clar, a fost o decizie. Veneam și după două rezultate de egalitate. Da. Totuși, două rezultate de egalitate care am fi putut să câștigăm acele jocuri, uh-huh. dacă, mă rog, eram mult mai atenți, pot spune. A venit acel joc de acasă cu voluntari și acolo s-a creat situația ți asta. Și ți-a urs demisia la meciul ăla. Da, a fost o situație în care, în repriza a doua, Garuti a luat roșu. Da. Din faza respectivă, voluntarii au și înscris. Uh-huh. Asta a fost o situație delicată. Iar următoarea fază, totuși o greșeală de poziționare, au făcut ca voluntari să înscrie al doilea gol în decurs de un minut, două minute și atunci da. A fost o răbufnire așa uh-huh. și suporterului și știm că la Ploiești nu există răbdare, lumea este avidă de fotbal, își dorește foarte pare mult. Pare că Ploiești își propune titlu în fiecare an. Își ne propunem ca la nivel de suporter și nu e rău da. Până la urmă să îți dorești ceva, dar da. Trebuie să fim și echilibrați și să știm foarte bine unde suntem și cum suntem. Okay. Dar după, din punctul meu de vedere, lucrurile au mers, eu știu, foarte bine. Am reușit să câștigăm cu Farul, am câștigat la Rapid. După care o victorie acasă cu FCU Craiova a făcut ca lucrurile să intre pe un făgaș. Da, ai avut un moment atunci de ezitare când ți s-a cerut demisia, nu știu, te-ai gândit, bă, e o problemă, am o problemă mare în momentul ăsta. Eu am fost puțin dezamăgit, pot spune așa, de reacție și nu a fost reacția tribunei a doua, tribuna 1. Ce înseamnă galeria Peluza Latină și Peluza Ilioană, din contră. M-au susținut și mă susțin în continuare. Okay. Și e foarte important. Dar ei poate să sunt legați de club cumva? Nu, au legătură. Nu știu, eu da. Asta okay. nu știu care avea o legătură. A fost un moment, dar am fost dezamăgit pentru că a zis, băi, totuși etapa 2-a, 3-a, uh-huh. e o muncă în spate, un presezon care l-am dus și l-am muncit foarte mult. Totuși, ok, nu există răbdare, dar prea devreme, adică asta m-a rămas puțin dezamăgit, dar mi-am asumat situația asta. Așa. Să fie antrenor la Petrolul este o onoare pentru mine în acest moment. Este un vis devenit realitate, spun sincer. Este echipa mea de suflet și să antrenezi aici unde ai debutat ca jucător. Este un lucru extraordinar și le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pentru a veni în această poziție. Este o responsabilitate foarte mare, o presiune foarte mare, dar okay. este o presiune pe care eu mi-am asumat-o și știu despre ce. Se vorbește foarte mult în ultimele luni, de fapt, de când e criza asta tot mai mare de rezultate, despre calitatea antrenorului român, care chiar dacă are licențe, poate nu e specializat 100% pentru ceea ce face. Ce aduci tu? Ce crezi tu că aduci tu fotbalului românesc? Ce faci tu? Care e stilul tău? Cine ești tu? Da, ideea e că nu facem nimic, eu știu, senzațional. Muncim foarte mult, okay. avem o disciplină care eu țin foarte mult la ea, de didactică și în afara terenului. Am venit, eu știu, cum, din China. Cum o ramforsez, ca din să China. Spun așa, disciplina? Cum o ramforsez? Din China am venit lucrând acolo în ultimii 5 ani, într-un mediu în care și în prima ligă chineză echipa noastră a fost condusă de un staff din Spania uh-huh. și eu având atât conexiune acolo, mi-a plăcut foarte mult ce am făcut acolo și am spus că aici ăsta este drumul și așa vreau să lucrez. Fotbal spaniol, film Da. Fotbal spaniol, olandez, deci posesie, aici a fost o posesie cu progresie foarte bună. Fotbal mai ofensiv. Mai ofensiv, okay. da. Dar să avem un echilibru tot timpul între ceea ce lucrăm ofensiv, să avem tot timpul echilibru. Am adus
am adus din sezonul acesta un preparator fizic pe care, și vreau să mulțumesc conducerii clubului, a acceptat să fac acest lucru, să accepte. Ce preparator? Ce este special un preparator fizic din Spania, un spaniol pe care eu l-am dorit foarte mult. A lucrat în ultimii ani în staful lui Cholo Simeone la Atletico Madrid. Okay. Nu ca primul, al doilea, dar a fost în staful undeva al treilea preparator fizic. Okay. Ei având câți preparatori? 7-8 preparatori, mă rog, okay. Nu exagerez, dar un staf și foarte numeros. Și cum de el după perioada Atletico a plecat ca preparator fizic în prima ligă în Portugalia, după a revenit în Spania la Lugo în Liga a doua și era liber de contract. Eu, având o relație foarte bună cu staful spaniol care am avut în China, am discutat, mi-ar place să am și o recomandare. Și am luat legătura cu el, am discutat foarte mult până să luăm decizia asta, cum vede el fotbal, cum văd eu fotbal. Este puțin atipic față de preparatorul fizic spaniol, pentru că îi place să lucreze fără minge, chiar fără minge. Fără minge. Și fără minge, nu neapărat numai cu mingea, știi, pregătirea. Da. Și mi-a plăcut foarte mult. Zi-mi ceva ce-ți place că face. Organizare, suntem foarte bine organizați. Fiecare jucător avem fișă personală, atât din punct de vedere mergem la sala de forță, fiecare știe ce are de făcut, unde are lipsă. Am dat niște teste cu jucătorii. Știm foarte bine ce probleme are un jucător, unde trebuie să mai lucreze. Astea sunt lucruri pași pe care eu i-am fizic. Văzut, da, din punct să de vedere fizic. Da, din punct de vedere fizic. Atât și din punct de vedere, eu știu, tactic, cum spui tu, îmi doresc foarte mult să avem o posesie, cum spui, cu o progresie foarte bună, să atacăm foarte bine spațiu. Am văzut, da, e o chestie, de exemplu ăla cu Guardiola. Da, asta spui și aș vrea să, la tine în emisiune, aș vrea să clarific o chestie, pentru că s-a creat așa o stare, de chestie din asta, cum că, domne, toată lumea vrea să-l copiez pe Guardiola. Nu vreau să copiez pe nimeni. Nu, nimic rău să nu, te nu, și așa. Ok, dar nu, să nu se înțeleagă că noi vrem să fim toți Guardiola. Nu există și nu se poate acest lucru, e clar, știm lucrul ăsta. Dar faptul că îți place un model de joc, asta nu cred că e o problemă. Și nu e rușine. Și nu e rușine să-ți placă de cineva. Dar nu neapărat că echipa ta sau tu vrei să faci la echipa ta acolo ce să copiezi ce se acolo. Nu e, este imposibil, e clar lucrul ăsta. Bine, ce am citit eu, tu ai povestit că la un moment dat ești impresionat de o declarație dată de Guardiola care a întrebat cum reușește să dea atât de multe goluri fără atacant clasic. Un atacant clasic? Acumulare, că e Haaland. Cum reușește să dea atât de multe goluri și Guardiola a zis, vreau să vă spun numele atacantului, este spațiul gol. Spațiul liber. Da, spațiul liber. Și acă a fost la mine o chestie care pe mine Și cum reușește așa? Zim cum reușește să creezi un spațiu liber în fața porții. Povestește. Păi, sunt situații, se antrenează, depinde și de adversar. Sunt mult mai multe, eu știu, situații. Deci nu poți face tot timpul când... situația în care, eu știu, tranzițiile, de exemplu, pe tranziții. Sunt echipe care, eu știu, pot fi surprinse pe tranziții. Sunt echipe care, eu știu, se aglomerează, dar jucând foarte repede... Când se aglomerează, cum găsești și foarte repede, e mai greu, dar jucând repede, jucând într-o atingere, poți debloca o echipă care este foarte aglomerată, deschidând jocul la margine foarte mult. Deci sunt lucruri care... Eu știu, pe care noi le lucrăm, să știi. Okay. În funcție de adversar putem să luăm deciziile corecte. Care e targetul? Ce-ți propui în sezonul ăsta? Da. Mi pare așa că își propune multe, suporterii așteaptă multe, clubul își propune așa și așa. De multe ori rezultatele erau slabe. Cam așa arăta petrolul. Da, suntem în al doilea an de Liga 1. Da. Încă este și din discuțiile mele cu încerea clubului, anul acesta este încă un an de tranziție al nostru. Așa. Trebuie să rămânem echilibrați în tot ceea ce facem. Obiectiv clar al nostru este să ne clasăm mai bine decât ne-am clasat sezonul trecut. Sezonul trecut ne-am clasat în play-out pe locul 8, ne-am bătut până în ultima etapă pentru a câștiga play-out-ul. Putem să facem, locul 7 să fie un target al nostru.
Dacă suntem... și Cupa României. Așa. Este un obiectiv pe care noi ne l-am propus, să ajungem cât mai sus în Cupa României, să avem un parcurs cât mai lung în Cupa României. Dacă suntem într-o zonă care ne permite să ne batem sus, nu ne dăm la o parte și nu cred că asta trebuie să se tragă sub pătării noștri, dar pentru sezonul acesta trebuie să înțelegem că încă este un an de tranziție. Clubul face pașii corecți din punctul meu de vedere pentru a deveni un club puternic, dar trebuie să facem pași corecți în a dezvolta clubul. Erau probleme cu banii la un moment dat în club. Mai sunt probleme cu banii în club? Nu sunt probleme, iar vreau să spun că venirea lui Marian Copilu alături de noi în februarie sau martie anul acesta a făcut ca lucrurile la noi la club să meargă pe o direcție bună, alături de Claudiu, de președintele clubului, care este un președinte foarte sufletist. De mult n-am mai întâlnit așa un președinte care să fie trup și suflet alături de echipă. Bine, e fost jucător. Da, dar este trup și suflet alături de echipă. A și ajutat echipa în momente mai dificile. Suntem, din punctul meu de vedere, și la conducerea clubului acolo, lucrurile sunt în regulă și există o coeziune așa. O comunicare a mea foarte bună cu conducerea clubului. Nu am niciun fel de problemă. Până în momentul ăsta... Impun jucători? Nu există. Nu. Cum vezi povestea asta? Cu antrenorii care acceptă lucrul ăsta? Nu cred că este ok. Nu știu, la un moment dat, știi că tot... Vezi că o declarație din asta îți poate... cauza la un moment dat un damage, cum zic englezii, că poți să ajungi, de exemplu, la FCSB la un moment dat în cariera ta și tu ai spus, domnule, nu e ok și acolo se știe că dacă te duci... Atunci nu o să ajung niciodată acolo. Eu dau seama, nu, pentru că eu consider că ar trebui totuși antrenorul lăsat să-și facă treaba, pentru că el răspunde de rezultate. Tu răspunde de rezultate, ok, pe o comunicare foarte bună cu cei din concurs. Nu se poate altfel, că nu e... Ești tu singur, dar ce înseamnă pregătire, ce înseamnă alegerea jucătorilor care intră în teren, lotul de jucători, trebuie să facă, pentru că ești tot timpul cu ei la antrenament, tot timpul tu îi simți foarte bine. Simți când un jucător poate să-ți ofere mai mult. Referitor și la Budescu, au fost situații când eu l-am jucat cu Budescu și poate și din stafful meu au fost ca un mister, nu e momentul. Eu am jucat, am simțit lucrul ăsta și cei care sunt lângă mine știu lucrul ăsta foarte corect. Că au fost situații când eu am jucat cu Budi de la început, titular, pentru că așa am crezut eu și am simțit la meciul respectiv și chiar a fost bine că am și câștigat meciul respectiv. Da, sunt situații. Deci asta spun, că trebuie să existe o comunicare 100% cu conducerea clubului, strategie făcut, dar decizia trebuie să rămână a ta pentru că tu răspunzi de rezultat. Asta cred eu că e cel mai corect. Vreau să te mai întreb de o chestie sensibilă de data asta. Am văzut că n-ai vrut să dai nicio declarație în momentul în care ați avut o problemă internă la începutul anului cu Achim. Achim, care a fost prins parind pe meciurile echipei lui, era la voi în momentul ăla și a plecat. Povestește-mi un pic. Păi, hai să spun cum a fost cu Achim. Eu am venit la Petrolul și să spun și asta după finul meu, după Nae Constantin. Da. Și credeam că o spun în emisiune și o spun foarte clar. Tu fiind finul cui? Stai. Eu sunt nașul lui... Ok, știu că s-a creat legăturile așa. E finul tău, Nae Constantin? Da. Ai și tu un naș al tău în fotbal? Nu. N-ai niciun naș în fotbal? N-am naș. Nașul meu n-are nicio legătură cu fotbalul. N-avem nicio legătură. Nu, dar ideea a fost că eu nici nu am spus lui lucrul ăsta. Mi-am făcut eu așa un cod de onoare al meu. Și am spus că sunt 2 sau 3 antrenori, după care nu aș vrea să merg acolo. Deci sunt ei antrenori la echipa respectivă și n-aș vrea să merg după ei. Nu, sunt 2 antrenori, unul este el. Mai sunt 2 antrenori care n-aș vrea să merg după ei niciodată. De ce? Pentru că nu consider... Nu, a fost o chestie a mea când eram în China. Nu. Dar care e? E o chestie de onoare, așa, nu știu. Adică nu vrei să iei locul aș vrea să iau locul care ții mult. Care ții mult. Lasă-mă pe mine. Unul e Răzvan Lucescu? Cred, este Răzvan și mai un antrenor care nu cred că... E ok, este. Nu crezi că îl cunosc sau ce? Îl cunosc 100% că îl cunoști, știi? Nu, e vorba de Măldrășanu, de la Sibiu. Okay. N-aș putea, adică... Să te duci după ei. Dar tu ai venit după Nae Constantin. Am venit după Nae Constantin, pe asta e ideea, că nici n-am... Mă gândeam niciodată, că eu mă gândeam, aveam ofertă să mă întorc în China. Că a fost o perioadă când eu am stat acasă. Da.
Și normal că vreau să lucrez, să încep să lucrez. Cum te descurcai? Cum se descurcă un antrenor care a fost? Păi, mă merg la meciuri. Nu, am mers, cred că am văzut toate. Nu, mă refer financiar acum. Eu am strâns, da, la mine nu au fost probleme din punct de vedere, pentru că toată perioada asta a fost ok. Sunt ok din punct de vedere financiar. Aici și n-am nicio problemă. Vreau business ceva? Nu, neapărat. Da, ai ceva, dar nu e ceva legat de soție, dar nu, eu nu am. Ea are nu. Un business. Da, da, okay. Da, eu nu am nicio treabă, pentru că toți anii ăștia am totuși 5 ani în China. Reușit să-mi fac, eu știu, un echilibru financiar de acolo, okay. Clar. Deci nu am o problemă pe chestia asta. Deci, iar venirea mea la Petrolu este venită tot așa pe un fond, tot așa, de nu având rezultate n-aie. El vrând să plece el, deci nimeni nu l-a dat afară. Okay. Știi? Și după ce el și-a manifestat dorința asta, probabil că s-a făcut o listă de posibile antrenori. Da. Și care am fost și eu pe lista respectivă. Și pus de el. Am fost un, nu el, nu. De conducerea clubului. Okay. Și atunci, în momentul ăla, eu știu, întrebat el fiind, când s-a venit să rezilieze, mă, ce părere ai de X, Y și de Pârvu? Da. A, Pârvu, păi e naș, nu știu. Da. Mă rog, chestii din astea și a zis, dacă vreți, el m-a susținut. Luați-l că așa. M-au sunat cei din conducerea clubului. Și eu l-am sunat imediat pe el și am zis, băi, fii atent, că m-a sunat din partea clubului, că tu știu că vrei să pleci, că... Și nu, eu nu merg după tine și am rămas și am spus chestia asta, da. Știi? Și a zis, băi, nu fi, mă rog, mi-ai zis altceva. Da, da. Du-te că vine altcineva în locul ăla și scapi și situația asta. Și m-am dus, m-am întâlnit cu el înainte să accept. Și am vorbit foarte mult cu el. Okay. Și atunci a fost o chestie. De atunci am acceptat să vin. Bun. După ce am vorbit cu el, după ce am explicat de ce vreau eu, știi, asta a fost. Dar cum și a fost o decizie bună, pentru că și eu am revenit la echipa, așa cum am spus, pe care o iubesc foarte mult. Am intrat într-un circuit, pentru că nu eram clar de 5 ani de zile și din circuitul primei ligi. Întreba lumea cine-i Pârvu, unde a antrenat sau știi că așa se întâmplă, da, la noi. Și mă bucur că suntem în momentul ăsta aici și că lucrurile sunt în regulă. Dar te-am întrebat de Achim. Ok, asta. Achim. Și revenind, da, la Achim, eu l-am găsit la echipă pe Achim. Da. Primul meu meci contra Hermannstadt acasă. Eu am venit undeva miercuri, am jucat duminică sau luni. Stai să mă uit și eu la meciuri, că-s curios. Da. Primul meu meci la Petrol a fost contra echipei Hermannstadt acasă. Aveam niște probleme 2-0. De lot pe zona fundașilor centrali. Acolo, știi, și a trebuit să... Bine, în discuția mea cu băieții s-a plecat tot de la zero, inclusiv Vâlceanu, care era afară din lot, a revenit la antrenamente și am spus, pentru mine este un moment zero, atât conducerii clubului, cât și băieților. Am spus, nu mă interesează ce a fost înainte, este un moment zero și toată lumea pleacă de la momentul ăsta zero. Momentul ăsta. Da. Și revenirea și lui Vâlceanu de la... era exilat undeva la... făcea antrenamente separat, jucători care nu jucau, pentru mine au fost totul decât la zero. Meciul cu Hermannstadt, ok, antrenamentele, am vorbit cu staff-ul meu, care a rămas acela staff de la NAE, și l-am și acum, acela staff. Da, Achim era între titulari, pentru că nu aveam probleme, aveam probleme de lot și în discuțiile noastre, Achim era unul dintre titulari, da. Ok. Eu le-am spus lor că eu mă uit foarte mult la ce se întâmplă la antrenament. Indiferent de ce, eu decid tot ce se întâmplă la antrenament, dacă ești responsabil, dacă te antrenezi bine, șansele sunt să intri în lot și în primul 11. Din punctul meu de vedere, Achim, săptămâna aia, nu mi-a plăcut cum s-a antrenat. Nu mi-a plăcut cum s-a antrenat. Și cu toate că el era în postura de titular, am decis să joc acolo cu Pașov, care nu jucase niciodată fundaș central. Ok, o improvizație. O improvizație. Da. Asta e un semn rău pentru... Păi da, pe de asta spun, da. Pentru că eu le-am spus foarte clar, vreau să câștig, am zis să câștig meciul. Dar ce, era neconcentrat? Da, tot timpul am vorbit cu el personal și am spus, vezi că vreau să joc cu tine, e un meci important, fii atent, vreau asta de la tine, vreau să... În momentele când era foarte relaxat, ceea ce nu mi-a dat mie încredere să joc cu el titular. Okay. Și am jucat cu Pașov, care juca din... Și am câștigat jocul respectiv. Bun. Iar el s-a supărat, a fost așa pe o chestie de ani, supărat, dom'le, cum... Și am explicat, la mine contează foarte mult ceea ce prezența la antrenament. Când fac alegerile foarte clar. După care, având iar probleme de lot, a trebuit să joc cu el la meci cu CFR Cluj și a fost niște probleme, după care a apărut
înaintea meciului cu FCSB. Au fost niște probleme la modul? Au fost niște probleme că de interpretarea fazelor acolo. La nu el. Aș vrea să, eu nu vreau să intru în detalii, pentru că chiar eu nu ai ridicat vreun semn de întrebare în mintea ta? Nu, nu mi-a ridicat niciodată. Nu, sincer nu. Okay. Nu știam istoricul lui, eu nu-l cunoșteam pe el, nu am știut nimic. Crede-mă. Decât înaintea meciului sau după meciul cu FCSB. 1-4, nu? Da, dar n-a fost un lot atunci. Da. Meciul, atunci am înțeles că au fost niște discuții acolo și conducerea clubului a reziliat unilateral contractul. Okay. Și asta a fost tot. Eu nici măcar la final nu și-a luat la revedere sau să nu? Fie ce, nu. Nu eram la antrenament când a reziliat. Asta a fost singura ta cu Achim. Văzând după aia ce se scrie prin ziar sau... Ce? Când ai văzut că omul... Da, mi s-a părut ciudat. Adică dovezi concrete că el paria. Îți gândește-te că și noi în vestiar sunt cei vechi din staff-ul meu, care și-au pus niște semne de întrebare și nu spun ce a fost la gura lor. Pentru că era o confirmare ce a apărut. Nu, așa. Ca idee, spun, bă, nu poți să faci așa ceva. Adică sunt lucruri care nu se fac. Adică te scot din fotbal definitiv. Ok. Crețile astea. Și asta spun toată istoria asta cu Achim. Fii atent. Povestește ceva, o istorioară din anul câștigării titlului cu Dinamo ca jucător. Sunt așa de multe... Nu știu, povestește-mi tu ceva. Nu, știu, aș vrea să spun că acolo la Dinamo se crease un grup foarte bun. Da. Aveam jucători cu mare personalitate, jucători care... Nu, de fapt, eram toți care ardeam așa pentru echipă. În jurul lui Lugiani Chiriță, un tip foarte carismatic așa, un tip foarte, foarte ok, dar în momentul în care intram pe teren, nu exista, eram din ăștia, știi, mâncam tot, adică eram foarte motivați, am o echipă foarte motivată, așa, din punctul de vedere. Nu știu, câștigarea titlului îți dă o senzație, este o senzație unică, o spune. Am câștigat Cupa României cu Dinamo, deci aici la Dinamo a fost așa, am câștigat de trofee. Dar pentru mine Petrolul rămâne echipa de suflet, echipa pe care eu o iubesc foarte mult și care, știi cum e, rămâi fiecare are o echipă în ADN, așa, în suflet. Dinamo a însemnat, eu știu, o desăvârșire ca și trofee și echipa națională, pentru că de la Dinamo am fost selecționat la echipa națională Gică Hagi. Cu toate că eu eram monitorizat de Lotzi Böloni de la Petrolul. Ok. Eram monitorizat și am participat cum și la... Cum a fost o... cu interacțiunea cu Lotzi la trial? Am participat la un trial. Pe 23 august cumva? Nu, no? La Snagov s-a desfășurat. Da, ce ți mai aduce aminte? Povestești? Păi era un tip foarte, foarte, foarte așa, meticulos. Mi-a dat niște teste, țin minte. Da, teste psihologice. Psihologice, da. Au dat niște teste psihologice, atunci ceea ce pentru mine la momentul respectiv a fost ceva nou. În Franța erau foarte importante la momentul ăla, după care au ieșit din... Da, mai fost folosite. Asta țin minte acolo. Mă rog, știu că eram în vederile echipei naționale, eram capitan la Petrolul în perioada aceea. Da. Știu că venea la meciurile pe vechiul Ilioană și îl vedeam când stătea acolo în loja de jos. Așa. Și venea la meciuri. Era o motivație. Vorbea în plus. Cu tine după meciuri? Sau îți dădea un mesaj? Băi, mi-a plăcut? Nu? Adică n-aveai vreun feedback de la el? Nu, n-am avut feedback, dar faptul că venea la meciuri și știam că vine și sunt urmărit și... Așa. Așa îmi dădea o stare foarte bună și mă motiva. O motivație în plus a fost. Acest trial de la Snagov. După care, eu știu că el a plecat de la echipa națională, a venit Gică Hagi, eu transferându-mă la Dinamo. Da. Am fost poate mai vizibil, zic eu, și am fost selecționat de către Gică Hagi și îi mulțumesc pe această cale, că este ceva unic. Adică, eu știu, sunt momente care rămâi cu ele toată viața. Vreau să te întreb, întotdeauna m-am întrebat, să știi, din momentul ăla m-am întrebat, ce în sufletul tău când lumea bombănea că Hagi are favoriți, Bârvu și Lăcustă. Dar erau două alegeri contestate la momentul probabil, ăla. Probabil, da, dar nu știu ce să... Da, asta, te bănuiesc că ți-au ajuns și ție la urechi. Da, au fost momente, nu te simți ok, dar ideea este că, ce spuneam și mai devreme, trebuie să lăsăm selecționerii să-și facă selecțiile, să aibă viziune, pentru că fiecare, acum suntem toți neputenta cu părerea. Dar acolo de rezultate decid ei și... Selecționezi. Da, din punctul meu de vedere, așa trebuie. Păi ce să spun, a fost un moment... Nu am crezut în prima dată, pentru că eu totuși venim la echipa națională, la o echipă națională, da, în care juca Dorinel Munteanu,
Gică Popescu. Da. Adi Mutu. Da. Adi Ilie. Da. Stelea. Viorel Moldovan. Da. Stelea. Da. Ganea. Da. Ganezu. Așa, gândește contra, ce echipă națională. Contra, tânăr, contra gândește puțin ce da. Echipă și Mutu, spune. Mutu, Chivu, cred că erau, nu? Chivu, Cristi Chivu. Da. Deci gândește ce echipă națională. Alături de Tibi Ghioane, știți minte da, că da, era da, o zonă da, da, da. Din asta. Dar gândește ce echipă națională puteai să intri, să poți să faci parte din chestia asta. Și cu toate astea ai fost martorul la începutul declinului echipei exact, naționale. A fost pentru moment, că ai prins un barajul moment... cu Slovenia în lot, nu? Dacă da, îți aduc am fost aminte. În lot, am și debutat contra Slovenia. Dar la un meci amical. Într-un meci amical, da. Dar la meciul de debaraj ai fost în lot. Da, și da, în momentul în care am căzut cu Slovenia, având și meciul amical, nu era neapărat... O bucurie mare pentru noi. A fost un moment în care credeam că lucrurile vor fi în regulă, da. Dar ghinionul a făcut ca meciul ăsta, al doilea, după să-l jucăm pe Ghencea, să fie acolo o rezărie. S-a jucat într-o orezărie. Așa asta este, a fost. Da? Dacă cred eu că dacă terenul, gazonul se prezenta în condiții mai bune, sunt sigur că am fi bifat încă o calificare la campionatul mondial din Japonia și Corea. Corea. Da. Asta era atunci. E, pentru mine este... Ce, ai vreo imagine care îți rămâne în minte de la barajul ăsta? Ceva din ce ai văzut tu cu ochii tăi la meciurile astea două? Vreo chestie care te marchează și acum când îți aduce aminte? Golul lui Rudonia, ce pot să spun. Era pe bancă? Eram afară, în afara lotului. Erai în tribună? Eram în afara lotului pe tunel. Sau pe tunel. În afara, golul ăla, incredibil. Deci dacă putem spune că... Și nu am revăzut niciodată jocul. Nu l-ai revăzut? Nu, nici până acum. Da, asta așa de implicat emoțional a putut să fim cu toții. Da, și, o știu, la final eram toți, eram dărâmați. Da, asta a fost. Crezi că, te întreb acum, crezi că Hagi a fost prea crud pentru postul ăsta atunci? No, eu el a avut niște momente că... de răbufnire atunci, cred, în săptămânile alea. Eu cred că... A fost nervos, era tot timpul nervos. Nu mai țin mine minte, sincer. Să stea poate satelitul, dacă voi, ți-aduce aminte. Minte... A fost celebra chestie cu să stea da, satelitul. Țineți bine, minte mai bine da. Anumite da. Lucruri sau din astea. Mm-hmm. Dar eu știu că cu el, antrenor, eu am descoperit în Hagi de atunci un antrenor foarte bun. Okay. La echipa națională. Lucruri noi pe care nu le făceam la club. Poate că era la club, poate că era mine... chiar înapoi, ați înapoiați? Nu pot să spun lucrul ăsta, dar lucruri pe care eu la echipa națională am descoperit prin da. Hagi, cu metode de antrenament și totul era așa la un nivel foarte bun. Asta pot să vă spun eu. Uh-huh. Da? Ce am simțit eu venind da. La echipa națională da. În perioada când el antrena echipa națională atunci. Pe Dinu l-ai prins la Dinamo? Pe Cornel Dinu? Da. Da, da, da. Cu Cornel am câștigat campionat. Povestește ceva cu el. Ce să-ți povestesc? Mister, un tip foarte, foarte, eu știu așa, eu știu, cu carismă. Uh-huh. Inteligența asta, știi foarte bine da. Ce înseamnă, că m-am da. Povestit Hagi da. Aici. Gianni Chiriță da. M-a povestit aici, da. Ședințele pe care le făceam. Mi s-au părut foarte ok. Mai se și exagerează în anumite okay. lucruri cu Mister, dar dădea o impresie de un om așa, cu o cultură și cu o imagine foarte bună. Asta pot să spun eu. Mi-a plăcut și sunt mândru că eu știu, l-am avut antrenor pe Mister. Da. Din păcate n-am mai ținut legătura, nu am mai vorbit în ultima perioadă, dar care m-a marcat așa. M-a marcat în perioada Dinamo, el și Ion Marin. Și Ion Marin. Da, și Ion Marin, da. Au fost antrenorii cu care noi am câștigat în acel an campionatul. Ok. Da. Nu mai știu când... nu. Cu Florin Marin a fost aia cu datul jos din tren, deci nu în perioada aia... Nu, am avut și pe Florin Marin. Așa, povestește-mă. Da, a fost o chestie ciudată aici. A fost o chestie. Antrenori și Cornel Dinu și Florin Marin erau antrenori. Așa. Nu știu dacă Florin Marin secundul lui Cornel Dinu. Așa. Da, și noi eram în cantonament la Brașov. Da, și a fost o chestie... care noi atunci a fost așa destul de nu știu, amuzantă, pentru care într-o parte noi făceam Florin Marin ceva, în partea cealaltă ceilalți făceau altceva, adică o chestie din asta în care
Mă rog, era sunt două, eu știu, două săbii. A venit cu lotul de la Craiova, da. Nu? Da, da, venise cu lotul de la Craiova. Două săbii, de la fapt. Nu, nu, eram toți amestecat. Ah, ok, dar erau pe grupe făceau? Erau pe grupe separat. Probabil două săbii în aceeași teacă, știi? Okay. Două personalități. Greu da. Să se subordoneze unuia celuilalt. Și eu la mine acum, în postura asta, și înțeleg mult mai bine situația. Ok, dacă e greu. Și tu unul... Este foarte tine. Greu. Da. Adică trebuie cineva să decidă. Cineva okay. trebuie să decidă în postura asta. Da. Să-ți asumi responsabilitatea și să decizi. Acolo probabil că erau două personalități foarte puternice. Și aici a fost probabil, ce spui tu, cu datul jos din tren. Sau a fost celebra poveste, celebra da, poveste, s-a dat jos da. Din tren. Da. Da, da, da. China, povestește-mă un pic de China. China, pentru mine ca jucător, a fost o perioadă bună, pentru că m-am întors din China la 22 de ani. Am mers în China prima fois. Practic, îți distrugeai cariera dacă te duceai în China. Da, a fost o... Dar de ce? Cum? Păi, ce să spun? Sătul? Ce să spun? Nu, era perea la început. Da, nu, a fost lucrurile astea din punct de financiar. A fost un boom din ăsta. Erau salarii foarte mici în Liga I pe vremea. Păi, la mine, nici nu pot să spun. Nu vreau să spun salarii, că l-aveam la Petrol. Nu, n-am cum să spun. Nu pot să spun. Vrei să spui, că altfel nu spuneai dacă nu vreți. Da, e un salariu pe an. Cât? Ceva de 3.000 de dolari pe an. 3.000 de dolari pe an, ok. Da, înainte să pleci în China. Da, da, da. Uh-huh. De acum gândește de ce salariul era. Și acolo a fost, ăsta a fost momentul de pasul pe care l-am făcut. Și ai zis, gata, plec. Da, și pentru mine a fost și bine că am jucat meci de meci. M-am întors. Ai câștigat atunci acolo? Poftim, am câștigat bine, dar nu la nivelul care se câștigă acum. Ok, nu, dar de la 3.000 la cât oare? Nu, a fost o sumă mare. Hai, nu pot să spun asta, chiar că nu o spun. Nu vreau să mai comentez de sume. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc de sume. Știu, dar curios cât era diferența. Nu, a fost diferența. Adică ce te-a atras atât de tare în China? Diferența destul de mare a fost atunci. Oricât. Da, și mai ales faptul că s-a plătit și la club o sumă de bani. Așa. Înțelegi? Da. A fost o sumă de bani la club, s-a dat, eu știu, nouă okay. jucătorilor. Iar nu neapărat faptul ăsta că am jucat acolo meci de meci la 22 de ani. Când ai ajuns acolo, ani, cum te-ai trezit? Cum te-ai nu, a fost, a vrut să mă întorc. Imediat după ce ai ajuns? De imediat, ce? Ce nu? Drumul foarte greu, okay. gândește-te, glumul, după care te gândeam, băi, cum este, cum va fi, dar trecând zilele, văzând cât de atenți sunt cu noi, uh-huh. jucătorii foarte ok, atunci mi-a dat încredere și totul a fost okay. ok. A fost ok. Am jucat meci de meci, m-am întors la Petrolul, am jucat meci de meci și asta a fost pasul către Dinamo și către echipa națională. Da. Deci la mine lucrurile au mers spre înainte, așa cum să spun. Deci nu m-am blocat acolo. Zi-mi o poveste din China, ceva. Sigur ai ceva. Văd că nu-ți plac poveștile, am observat. Nu asta prea îmi place să povestesc așa lucrurile astea. Da. Sunt lucruri care, eu știu, poate afectă anumite persoane și dacă nu sunt de față... Cu China? Nu, cu China nu, n-are nicio legătură. Ok. În China a fost, mă gândeam, uite, o chestie, mă gândeam, o să învăț vreodată numele jucătorilor, adică o să-i... Așa. Da. Sau cum... Asta a fost la început, știi? Da, poți să citești? Translator, da, eu pot să citesc în chineză, da. Pot să vorbesc în chineză, să ascult și știu ce vorbesc ei. Deci înțelegi limba chineză. Înțeleg foarte bine chineza, poate acum sunt un an. Dacă ți-aș arăta ceva în chineză, ai putea să citești? Aș putea să ți spun, să spun, da. Anumite... Facem exercițiul ăsta? Da, facem, nu am nicio problemă. Nu știu, trebuie dar să caut ceva, dar nu știu ce. Să... sau să zic ceva. O platformă? Ideea este că eu mergeam fără translator. Ok. Fără translator la magazin sau la restaurant sau unde mergeam, mergeam fără translator singur și mă descurcam. Ah, ok. A, și o poveste haioasă tot așa de referitor la echipă. Aveam un translator, da. Clar, eu vorbeam în engleză, da. Iar translatorul traducea din engleză în chineză. Deci eu vorbeam în engleză, da, eu tot timpul în engleză, da? Iar aveam un translator care traducea din limba engleză către jucători în chineză. Uh-huh. Mai aveam jucători în echipă care înțelegeau engleza și din punctul de vedere era ok. Eu stând mai mulți ani, noul translator nu a înțeles că eu mai înțeleg și chineza, știi? Așa, și la un moment dat spun ceva la tablă, vorbesc anumite situații de joc și asta și el traduce altceva.
Ce? Traducere? A tradus cu totul altceva decât am spus așa. Eu în engleză acolo, către jucători. Okay. Și l-am oprit, stop. Nu asta. Și am spus, și după ședință, vine și zice, dar cum ți-ai dat seama? Zic, bă, uite că înțeleg chineza și atunci, ok, știi? Deci asta a fost. Și n-am mai greșit din momentul ăla. Dar oare de ce o fi făcut-o? Bă, nu știu, cred că din comoditate, nu pot să-mi dau seama. Da? Nu pot să-mi dau seama. Uite, fii atent, hai să vedem. Da. Am un ecran, stai să-l poate le arătăm oamenilor la, nu știu la ce cameră. Vedem dacă nu. Și o să fie ecran pus în... Da. Punem în ecran să vedem. Ia stai să vedem. La ce cameră să întorc laptopul să le arătăm oamenilor ceva și tu să vezi mare... Aici. Ia stai să vedem. Dacă asta sigur este la o școală. Așa au ei școlile. Da. Au la o școală și la o... Da, nu pot... Nu pot să spun. E complicat. Nu, e complicat acum. Dar sigur, eu am fost la acțiuni din astea, în cadrul școlilor, cu echipa și tot timpul ei sunt foarte atenți la acțiunile astea cu dezvoltare de schimb de experiențe, foarte ok. Nu pot să spun. Deci, dar în schimb, abandonăm. Nu e greu. Da, schimbul de experiență asta, una cu translatorul și schimbul de experiență ale lor către fotbalul european. Fii atent. Asta m-a impresionat. Te mai întreb ceva, de data asta e foarte delicat ce te întreb. Ok. M-am gândit de multe ori, uitându-mă peste CV-urile jucătorilor români care au fost în China, m-am întrebat de multe ori dacă oamenii ăștia au intrat în contact în China cu mafia chineză a pariurilor. Pentru că e o chestie reală, adică nu e o chestie, nu e o iluzie, nu e o paranoia ziariștilor, se întâmplă, se descarcă chiar și în fotbalul românesc. Clinceni a fost la un moment dat preluată de niște chinezi. Ai intrat în contact cu oameni de genul ăsta? Te-au contactat? Nu. Nu, pentru că sunt fotbaliști în România, a fost fotbaliști în România despre care știu că sunt în contact cu zona aia din China. Nu am avut și ți-o spun cu sinceritate, se poate verifica, eu știu lucrul, dar nu am avut nicio treabă atâta timp cât am fost în China. Nimeni în China nu m-a atins cu un deget, fără de la securitatea noastră. Okay. Cât și la alte zone și alte lucruri, pentru că în China pariurile sunt interzise. Okay. Nu există cazinouri în China, nu există pariuri, nu există, de exemplu, Facebook, Instagram sau ceva. Sunt platforme care locale. Sunt forbidden, adică sunt închise, dar le poți debloca cu VPN-uri sau ceva. Eu nu am avut, nu am Facebook, nu am Instagram și chiar vorbeam, băieții mai făceau așa glume, că eu nu am asta și nici nu vreau să mi le deschid, nu vreau să mă încarc foarte mult pe zona asta. De social media o comunicare și comunicare poate nu voi fi eu acolo, imagine, dar ca imagine acolo. Contează. Aici cred că este un minus dacă pe Instagram sau ceva, dar nu am vrut pentru că ajungând să comunici pe social media cu supoate sau ceva, deja te încarci foarte mult și sunt foarte mulți pe chestia asta și nu aș vrea să mă încarc și mai ales că sunt mulți care poate din eu știu, intenționat vor să fac anumite lucruri și nu am vrut. Referitor la întrebarea ta, sunt un fost jucător care nu am avut treabă cu jocurile, nu-mi plac jocurile, nu știu, nici Șeptic și nici Remi nu joc. Da, uite, când erai copil, sigur ai jucat în vreun aranjament al cooperativei, pentru că Petrolul era regimentat în cooperativă. Asta pot să spun că sigur ai simțit. A fost o chestie ciudată, dar nu... Dar ai simțit asta? S-a simțit, dar nu a fost... Îmi place a fost că folosești impersonalul ăsta, s-a simțit. Nu a fost ceva care să vină la noi sau ceva. Deci a fost acele momente când voi presa spunea de jocuri strategice sau ceva. Și recunoscute de oameni. N-a venit nimeni la noi să vină să ne spună ceva, probabil că au fost anumite situații, dar în rest eu nu am nicio treabă, pot să spun cu sinceritate, nu mă interesează. Odată ce intri într-o zonă din asta, adio cu cariera ta de antrenor, de jucător, de... Pentru că aici, de acord cu tine, Nu, este total... Și vorbeam mai devreme de exemplu Achim. Sau alți jucători care au fost în zona asta. Nu. Atunci îți asumi să mergi acolo, dar îți asum că în momentul în care vei fi descoperit sau ceva, ești în afara fenomenului fotbalistic, clar. Pentru toată viața, nu așa. Da, categorie. Cine te mai ia pe tine sau... Este clar. Nu sunt în zona asta, nu-mi place, mai bine curat, așa cum sunt eu, n-am nicio treabă. Zi-mi un adversar dur pe care l-ai avut în carieră, povestește-mi. Un adversar dur, aș vrea să spun un adversar celebru. Cine? Cel mai celebru. Cine? Într-un joc amical. Zidane.
Așa. Da, meciul amical, meciul amical al nostru de la de la Dinamo. În Alicante. Când am pierdut, când a dat Niculescu golul acela spectaculos. La Vinclu, cu Real Madrid. Cu Real Madrid a fost. Așa, ia povestește un pic de la echipă senzațională, cu Casillas, Hierro, da. Roberto Carlos, vorbeam de aici, de la mijloc cu Zidane. Cum a fost să ții pe Zidane? No. Frâne? Cum era la frâne? Era total din altă zonă, altă lume. Da, a fost cel, poate cel mai celebru. E luat tricou? Adversar. Nu, am făcut schimb de tricou cu Guti. Guti, un personaj mare și Guti. Ok, da, cu el am făcut schimb de tricou la final. Campion al Europei și Guti, adică nicio problemă. Ne-am jucat cu Real Madrid, a fost poate cea mai frumoasă experiență a mea acolo, la nivelul ăla, da, da. Iar în China am întâlnit cu Scolari, cu Felipe Scolari, după un meci al nostru de acasă cu Guangzhou, când el era Guangzhou, campion cu Guangzhou. Venea de la echipa națională a Braziliei și am reușit să vorbesc foarte puțin și m-a întrebat de Hagi. Asta spun. Scolarii? Scolarii, da. Wow! I-am spus că din România, că așa, că sunt onorat să fac o poză cu ei, să-l întâlnesc, să vorbesc și mi-a zis că, oh, România, Hagi, deci asta e. Culmea deci, era, tu erai tot debutat de Hagi la națională. Da, adică, și să mă întrebe de Hagi acolo, da. Astea sunt momente, ok, momente... Dar în Liga 1 un adversar căpos... Băi, cine să zic așa, că poți eu jucând și eu să fim tot așa, pe stilul meu, mai căpos așa, mai agresiv, asta, mai, de asta te întreb. Mai asta. Cred că a fost cu trică. Cred că am avut momente de astea mai Jose, mai așa, mai flegmatic, așa, mai genul ăla. Eu la Dinamo, el la Steaua, perioada aia, cred că trică mai... Nu neapărat dur, mai... El mai hoțoman, așa, mai bandit. Era și Luțu. Luțu care i-a pus probleme, da. Ți-a pus probleme, da, mi-a pus probleme. Luțu, ce fel de probleme ți-a pus? Păi din astea, probleme, nu neapărat, nu mi-a dat, dar în schimb era foarte greu de anticipat ce vrea să fac. Asta a fost la un fotbalist senzațional. Fotbalist senzațional, cum rar se vede acum în fotbalul nostru. De prea avem jucători care să scoată om din joc, care să poată să facă ce făcea Luțu în perioada aceea. Uite, mă uitam ieri pe cred că pe Instagram, erau niște imagini cu Sunt Mărtean de la antrenamente, la loturi. Da. Ce poate să facă cu mingea la 5+2, la 5+2 este ceva uluitor, jur. Păi și noi avem, l-am și pe Balinescu, l-am și pe Ciobi, cebotarul la noi la echipă și ei intră cu băieții la... și se vede calitatea acolo. Claudiu mai intră cu noi la... Claudiu Tudor, da. Se mai bagă, mai poate? Vine cu noi, arată foarte bine, chiar face sală, e super. Da? Okay. Da. Da, și e ok că avem o atmosferă bună, o atmosferă în care, eu știu, așa, atât conducerea clubului și noi suntem într-o simbioză, așa, și e un lucru bun. E un lucru bun, îmi place lucrul ăsta. Bine, nu vine tot timpul, stai liniștit, că nu vine când avem fizice, antrenamentele fizice nu sau ceva. Când nu știu, înainte de joc sau ceva, știi, să mai dea băieților câte un impuls sau un imbold, știi? Cum te perfecționezi? În primul rând sunt abonat așa la câteva site-uri și reviste. Da. Da, îmi place să merg să urmăresc antrenamentele unor antrenori. Am fost la Răzvan mai înainte, la Răzvan Lucescu când era în Grecia. Îmi place foarte mult, că asta spun, experiența asta în China, ei veneau până în pandemie cu lotul de jucători. Veneau la un schimb de experiență și l-au făcut la Dortmund, la Tottenham, la Chelsea și la Valencia. Da. Deci asta fac ei. Și eu am vrut să facem o colaborare cu ei pe în zona asta, dar a venit pandemia și probabil că o să se rea discuțiile cu ei, pentru că vreau să-i aduc și în România. Unde vrei să-i aduc? Prima discuție a fost la Gică Hagi, la Academie, dar probabil că acum, fiind aici la Petrolul, dacă lucrurile sunt în regulă, să reușim să facem o colaborare și pe zona asta. Okay. Să-i aducem neapărat la noi, noi suferim aici pe ce înseamnă baze. Când o să aveți voi baza voastră? Vom vedea, să sperăm că vom fi ajutați pe tema asta, dar probabil că într-o zonă în care... de la noi, de la Academie, să putem să facem schimbul ăsta de experiență cu ei și pe zona asta. Asta sunt... Așa te perfecționezi. Da, prin sunt abonat la câteva reviste și site-uri. Zi-mi o tendință nouă pe care o sesizezi în fotbalul mondial și care se va descărca și în fotbalul românesc la un moment dat. Da. Au fost tranzițiile.
da, la un moment dat, pentru că dacă cine interpreta foarte bine tranzițiile, da, avea câștig de cauză. La un moment dat a fost și a mers și la campionatul meu pe fazele fixe foarte, foarte mult. Da. Eu știu acum ce să zic, nu știu ce, e dificil, e dificil, dar eu cred că fotbalul cu siguranță se va schimba, pentru că și tehnologia asta acum, tehnologia VAR, tehnologia asta... Te ajută VAR? Pe tine ca antrenor te ajută, simți că te ajută VAR? Eu nu pot spune că este un lucru rău, dar la un moment dat și ce am simțit eu, că ți-a din ceva, din bucuria golului. Ok. Știi, în momentul ăla când aștepți foarte mult, dar probabil că și la, vorbim de noi, dar da, probabil că și la noi când se va implementa acea tehnologie, cum este, mă gândesc, în Spania sau în Germania, okay, mult mai performantă, există, atunci cred că lucrurile nu vor mai sta, adică să aștepți 10 minute, da, până se când validează ceva. S-a întâmplat unde? La... Nu știu, undeva, la Sepsi sau la Botoșani? La Botoșani cu... La Botoșani, oare? Parcă, da. Da. Și eu am avut parte de momente din astea, dar cred că este un lucru bun. Pentru că se mai, eu știu, mai sunt așa greșeli mari de arbitraj. Sunt care în continuare, dar sunt discuții, continuare, dar parcă nu mai sunt așa cred eu. Nicolescu. Cine crezi că ia campionatul în Liga? E greu de spus. Campionatul va fi lung. Probabil că nu Petrolul. Sau. Ne dorim să fim bine, asta așa, spun. Pune, okay, dar campionatul va fi foarte greu. Văd puternic acum, văd FCSB, o echipă foarte puternică. Da. Nu am jucat cu ei încă, dar ce văd ce se întâmplă în campionat, văd CFR Cluj, următoarea, da, noastră adversară, da, o echipă foarte puternică. La fel și, să nu excludem aici, la fel și Craiova. Da, pare în momentul ăsta într-o momentul criză ăsta, mare. Dar cred că are forță și poate veni. Rapidul, okay, care și-a revenit și să nu excludem totuși și Sepsi, dar nu știu. Dar eu spun că primele două rămân tot FCSB și CFR. Te mai întreb o singură chestie, am o mare, da, curiozitate în dimineața asta. De ce crezi că nu știu să se apere jucătorii de bandă ofensivi români? O chestie extrem de importantă în fotbalul mondial, da, în ziua de azi, dar care nu e făcută deloc de jucătorii români foarte talentați sau considerați foarte... Păi eu pot să spun în momentul ăsta... Pot spune că, să-ți dau un exemplu la mine, în primul rând, pentru că noi venim, dacă ții minte sezonul trecut, noi venim în sezonul ăsta după, interpretăm un alt modul de joc. Așa. Eram într-un 5-4-1 defensiv, 3-4-3, da, ofensiv, da, cu bandă, okay, sus și anul ăsta am hotărât să jucăm într-un 4-2-3-1 cu o linie de un modul de 4. Ok. Da? Și rămân de aceiași fundaj lateral. Deci aici am avut o problemă să fac să înțeleagă foarte mult și să lucrez foarte mult la antrenament ce înseamnă poziționarea fundașilor laterali, okay, în modulul ăsta. Pentru că noi, jucând într-un, era o altă poziționare și pot spune că am reușit în parte așa să rezolv din probleme. Asta cu fundașii laterali, da, cum îl ajută jucătorul din fața lui. Asta și eu aici am o problemă. Față, adică aici văd o problemă. Da, da, da. Și aici eu chestia de interpretare și fiecare antrenor are, eu știu, filosofia lui în a interpreta situațiile respective. Prin antrenamente, cred eu că poți să-ți desfășuri. Mi se pare că e în ADN-ul aripilor din România să nu se apere. Da, dar părerea mea e că trebuie să lucrate chestiile astea. Nu ai cum să nu... Să, adică știi că ai o problemă și ce, da, faci. Nu. Sunt lucruri care cred că pot fi perfecționate și soluționate, dacă se pot face. Florin, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Îți doresc multă baftă. Îți mulțumesc mult de invitație și m-am simțit foarte bine la tine în emisiune. Te așteptăm spre finalul sezonului, să vedem cum, tot într-o pauză de națională, te mai chemăm dacă mai ai încă o dată spun, vin cu mare plăcere, mulțumesc pentru mult, că m-am simțit foarte bine. Mulțumesc, a fost o plăcere să te avem în emisiune în dimineața asta. A fost GSP Live, ne revedem mâine dimineață la 91 minut, nu uitați peste zi. www.gsp.ro continuă discuțiile, analizele, comentariile legate de echipa națională. Ne revedem așadar mâine dimineață, o zi bună, toate bune!